Insomnia reprezintă o tulburare a somnului în care persoana afectată manifestă tulburări în adormire, menținerea somnului sau trezire cu calitatea somnului nesatisfăcătoare. Insomnia poate fi principala problemă sau poate fi reacție sau simptom asociat cu condițiile de sănătate, medicamente sau tulburări psihice. Se consideră o tulburare a somnului în condițiile în care scade numărul de ore necesare odihnei sub 6 ore pe noapte. Există mai multe treziri nocturne însoțite de imposibilitatea în adormire ulterioară și trezire mult prea devreme. Simptome asociate cu o senzație de oboseală severă permanentă la trezire și pe tot parcursul zilei. Iritabilitate, tulburări de memorie și concentrare. Comportament dezorganizat, dificultăți în îndeplinirea sarcinilor. Creșterea numărului de erori sau accidente, anxietate, depresie, preocupări excesive legate de lipsa și calitatea somnului, care afectează marcant funcționarea în toate domeniile vieții, în ansamblu calității vieții. Insomnia este un efect și nu o cauză în sine. Insomnia este efectul unor tulburări somatice, biologice, ca și rezultat al unor simptomatologii, dureri sau tot felul de suferințe fizice, sau ca urmare a unei tulburări psihice. Este destul de frecventă și este înregistrată ca apărând de minim 3 ori pe săptămână. Ea ce înseamnă, propriu-zis, este o dificultate în adormire, în a rămâne adormit sau o dificultate în trezire. Insomnia înseamnă și lipsa de calitate a somnului. Pe perioadă lungă duce la stări de anxietate, depresie, iritabilitate, tulburări de memorie și concentrare, duce la oboseală cronică și afectează funcționarea întregului organism și a adaptării. Insomnia nu se tratează separat de celelalte comorbidități, de celelalte boli și este extrem de important în recuperarea ei partea de cauză. Care anume este cauza care nu vă lasă să dormiți? Tratamentul insomniei necesită o evaluare atentă a condițiilor obișnuite de somn, precum și a modificărilor survenite ca intensitate, frecvență și durată în ansamblul contextului de viață. Intervenția se realizează prin medicație și psihoterapie în funcție de cauzele declanșatoare și implică schimbarea unor aspecte din dinamica de viață a persoanei.